La câțiva kilometri de Mioveni, pe malul gârlei Vieroșul, ascunsă între dealuri și păduri de fagi, stă, semeață încă, mănăstirea Vieroș. Mănăstirea Vieroș a fost întemeiată de marele boier Ivașcu Golescu la 1573 și restaurată de Stroie de la Leurdeni în 1615. Am să mă folosesc din nou de monografia Comunei Colibaș a lui Gheorghe Săvulescu doar pentru a vă citi un citat din ceea ce era inscripționat pe piatra care marca momentul restaurării acestei mănăstiri. Ea, inscripția, spune așa: această sfântă și dumnezeiască mănăstire, ce se cheamă Vereș, fost auzidită din temelia ei de jupân Ivașcu Golescu, ce au fost vornic mare în zilele lui Alexandru Vodă cel Bătrân, la leat 7081. Iar eu, Stroie velvistier de la Leurdeni, împreună cu jupâneasa mea Vișa, văzând-o veche și stricată prin multe locuri, reînnoit am cum am putut și cu ce ne-au dat Dumnezeu îndemână. De-am dres și noi, am adaus, adică cu ziduri și cu zugrăveala bisericii, ii cu moșii râvnind și pohtind întru toată inima noastră, a ne chema ctitori ai acestei sfinte mănăstiri pentru pomana noastră și a părinților și a tot neamul nostru. Și aceste toate le-am făcut în zilele răposatului Matei Voievod, la leat 7153, adică 1615. De ce v-am dat acest citat în această română arhaică? Doar că să vă amintesc că istoria este ciclică și că da, acum mănăstirea Vieroș se află într-un plin proces de restaurare. Și mai e ceva important de spus despre mănăstirea asta. El încă nu este loc de pelerinaj, așa încât când aveți nevoie de liniște, de rugăciune și pace, puteți veni la mănăstirea Vieroș oricând. Întotdeauna porțile ei sunt deschise, iar aici puteți petrece câteva momente absolut minunate.